viață sănătoasă în școli, un program în curs de inițiere la nivelul guvernului, care vizează 1 milion de elevi cu o finanțare de peste 1 miliard de euro pentru perioada 2022-2027. Aceasta este ordonanța de guvern adoptată astăzi, extrem de importantă pentru susținerea procesului educațional. Dacă aveți întrebări. Domnule ministru, referitor la evaluarea națională, dacă ne puteți spune pe rezultatele finale, care a fost cea mai mare și cea mai mică diferență între punctaje, dacă aveți o astfel de informație. Da, în urma contestațiilor, procentul celor care au reușit să obțină nota 5 a crescut cu 0,1, de la 82,3 la 82,4%. În valoare absolută avem aproape 28.000 de copii care anul acesta au reușit să obțină media 5 la evaluarea națională în raport cu anul trecut. Am avut o serie de note schimbate în urma contestațiilor. Evaluarea digitală ne-a arătat că 98,5% din note schimbate în județul Pilot, județul Dâmbovița, fie nu s-au modificat, fie s-au modificat cu diferențe mici, sub un punct. Deci este o pledoarie esențială pentru evaluarea digitalizată. La nivel național, am avut 74% din note care s-au schimbat cu mai puțin de 50 de sutimi, 0,5 puncte. Aș vrea să reamintesc faptul că până în anul 2015, sub 50 de sutimi, nu se modifica nota finală. Am avut de asemenea și 17 lucrări, pentru a vă răspunde concret la întrebare, care au avut note modificate cu diferență mai mare de 2 puncte. Este vorba de 16 lucrări la limba română și o lucrare la matematică. Județele în care s-au înregistrat aceste diferențe, flagrante, îndrăznesc să spun, au fost următoarele: Constanța, Dâmbovița și Bacău, câte 3 note schimbate, diferență mai mare de 2 puncte. Buzău, 2 note schimbate, mai apoi avem Clujul, Călăraș, Covazna, Gorj, Suceava, Vâlcea, cu câte o singură notă schimbată, diferență mai mare de 2 puncte. Sunt și situații de genul celor ale elevului din Bihor, cu diferență de 5,9 puncte, aceasta a fost cea mai mare diferență, de la 2,80 la 8,70. Greșeala a fost la nivelul transcrierii de pe borderou, transcrierii notelor în borderou, și este încă un motiv pentru evaluarea digitalizată, când profesorii completează direct în fișierul informatic notele acordate. Am avut și o diferență de 3,75 puncte. În județul Prahova a fost corectată în Buzău acea lucrare, tot la limba și literatura română. Aceste lucruri au putut să fie corectate, dar pentru a nu mai apărea astfel de situații este nevoie de generalizarea evaluării digitalizate. Mulțumesc și eu. Bună ziua, domnule ministru, tot referitor la aceste diferențe și în principal la acea pe aproape 4 puncte. V-aș întreba 3,75 puncte. 3,75, așa. Cum e posibil să fie o diferență atât de mare? Adică ce... V-am răspuns. Eroare de transcriere. Eroare de transcriere. Factorul uman generează erori. Tocmai de asta este necesară digitalizarea. Eroare de transcriere. Deci, nu de evaluare, ci de transcriere. Eroare materială. Am înțeles, mulțumesc. Sigur că în momentul în care te pui în postura elevului, care știe că a făcut de 8,70 și își vede rezultatul 2,80, este dramatic. De aceea suntem datori să facem tot posibilul pentru a evita acest astfel de situații. V-aș întreba, domnule ministru, ce risc acei profesori care au făcut aceste greșeli? Sau poate acei secretari, că fiind vorba de o transcriere din borderou, poate n-a făcut-o profesorul. Fiindcă dacă acei copii nu făceau contestații, rămâneau cu acea notă, nu? Abordarea cea mai eficientă este aceea a susținerii digitalizării în educație, evaluări digitale. Mai grave mi se par acele erori în evaluare, sau cel puțin la fel de grave. Și mai grave sunt erorile în evaluare atunci când vorbim despre subiecte tip grilă. Acolo este inadmisibilă orice diferență. Și cum sunt sancționați acei profesori? Pot fi sancționați în vreun fel? Cei care au demonstrat anul trecut că au greșit în acest fel nu au mai făcut parte din lista evaluatorilor din acest an. Până la sancțiuni trebuie să formăm profesorii evaluatori. Și mă bucur să constat că există o dorință foarte mare din partea cadrului didactice pentru a se înscrie la cursurile pentru formare evaluatori. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.
Bună ziua, Alexandru Fantena 3. Eu voiam să vă întreb doar dacă știți care sunt cheltuielile cu carburantul la ministerul pe care îl conduceți, în condițiile în care am văzut deja din date transmise de către alte ministere că aceste cheltuieli s-au dublat în ultimul, de la început de an și până. Da, nu este un secret că avem o creștere a acestor cheltuieli cu energia în general. Datele exacte nu ni le puteți da acum. Nu intră în competența Ministrului Educației, avem secretar general, avem director general care se ocupă cu astfel de analize. Mulțumesc.